armonie cu legea Lui. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea Ta și să o țin din toată inima mea. Psalmi 119:34. În cadrul nașterii din nou, inima este adusă în armonie cu Dumnezeu, pe măsură ce este adusă în conformitate cu legea Sa. Când această schimbare mare a avut loc în păcătos, el a trecut din moarte la viață, de la păcat la sfințenie, de la nelegiuire și răzvrătire la ascultare și loialitate. Teorii eronate cu privire la sfințenie, ce răsar din neglijarea sau respingerea legii divine, ocupă un loc proeminent în mișcările religioase actuale. Aceste teorii conțin învățături false și sunt periculoase datorită rezultatelor pe care le aduc. Faptul că aceste teorii sunt favorizate pe scară largă face absolut necesară pentru toți înțelegerea clară a ceea ce ne învață Scripturile în acest punct. Adevărata sfințire este o învățătură biblică. Apostolul Pavel, în epistola către Tesaloniceni, spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. El se roagă, Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși pe deplin. Biblia învață în mod lămurit ce este sfințirea și cum se poate obține. Mântuitorul s-a rugat pentru ucenicii Săi: sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Pavel învață că cei credincioși trebuie să fie sfințiți de Duhul Sfânt. Care este lucrarea Duhului Sfânt? Iisus le-a spus ucenicilor: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Psalmistul spune: legea Ta este adevărul. Prin cuvântul și Duhul lui Dumnezeu, oamenilor li se deschid marile principii ale neprihănirii cuprinse în legea Sa. Și pentru că legea Sa este sfântă, dreaptă și bună, o transcriere a perfecțiunii divine, reiese de aici că un caracter format prin ascultare de lege va fi sfânt. Hristos este un exemplu desăvârșit de astfel de caracter. El spune: eu am păzit poruncile Tatălui meu. Totdeauna fac ce este plăcut. Urmașii lui Hristos trebuie să devină ca El, prin harul lui Dumnezeu, să-și formeze caractere în armonie cu principiile legii Sale sfinte. Aceasta este sfințirea biblică. Această lucrare poate fi îndeplinită prin credință în Hristos și prin puterea locuirii lăuntrice a Duhului Sfânt.